cazurile care au apărut astăzi în municipiul Ploiești, cazuri care nu au fost identificate la intrarea în țară a cetățenilor respectiv, pentru a diminua riscul de expunere și riscul de contaminare atunci când se desfășoară activități culturale, spectacole, evenimente sportive. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat decizia de a suspenda până la data de 31 martie toate aceste activități în cadrul instituțiilor de subordinea primăriei, recomandare făcută și către alte instituții. De asemenea, s-au făcut o serie de recomandări către Direcția Sanitar-Veterinară de a anunța toate instituțiile și societățile comerciale care au ca obiect de activitate alimentația publică, restaurante, hoteluri și alte instituții de acest fel, de a fi anunțați de această situație, de a se transmite recomandările necesare și pentru orice fel de eveniment să obțină avizul Direcției de Sănătate Publică, atât timp cât se încadrează în ceea ce a fost stabilit la nivel național și anume pentru activitățile care sunt sub 1000 de participanți. De asemenea, pentru activitățile sportive, în cadrul acestor activități se vor desfășura competițiile, se vor desfășura antrenamentele, dar acest lucru se va face fără participarea publicului.